Bună ziua! Mă numesc Freundlich Elsa Elisabeta, născută Weiss, la Satu Mare, în anul 1922, la 15 septembrie. În anul 1944, de fapt nu atunci s-a început persecutarea evreilor, mult, mult mai înainte, dar atunci a început propriul zis iadul, ghetoul din oraș, unde am fost ghetoizat împreună cu părinții și cu o soră, pentru că fratele meu era la muncă forțată, sora mea era măritată și stătea în altă parte, deci n-a fost cu noi, sora mea mică era la bunici, în altă parte a ajuns în alt ghetou. Deci, propriu zis, de la Satu Mare am pornit patru, după o săptămână stat în ghetou, pentru că primul transport, ghetoul a fost deschis și votat la 1 mai 1944, care s-a pus la vot și, bineînțeles, că majoritatea a votat pentru ghetou. Foarte puțin au fost contra și au părăsit sala. Între ele aș greși, dacă nu l-aș aminti pe acest nume, când îl pomenesc, îmi aplec capul, doctor Berenței Covaci, moșier, la 5 km de la Satu Mare, a intrat în sală și era consilier al orașului, dat fiind era și nobil, și a spus așa ceva, eu nu semnez niciodată. Asta i-ar fi costat foarte ușor viața. Și atunci s-a opus și a ieșit din sală. Altfel a mai făcut un gest care eu nu l-am cunoscut, dar nu cred că nu este just să-l pomenesc. Tot oraș, adică centrul din Satu Mare, cu clădiri mari de casă de etaje, foarte multe au fost a lui, proprietatea lui. A apărut o lege că proprietarii să scoate chiriașii evrei, pe care domnul doctor Berenței Covaci a spus, ori există avere și proprietate în Ungaria, care trebuie respectat, și acest imobil îmi aparțin, le închiriez cui vreau. Ori dacă nu este, atunci și numai atunci renunț. Constituția asigură proprietate, asta spusele lui. El, pentru nimeni, nu i-a desfăcut contractul. Eu găsesc că era foarte rar să se întâmple așa ceva, mai ales așa o personalitate. În ghetou am stat puțin, pentru că înainte de ne de a scoate din casă, părintele meu, Vai Zoltan, avea prăvălie Andru de Tal, în Casa Albă, cu chirie în Casa Albă, pe care l-a desființat, l-a revocat ăsta, să practică comerțul, pur și simplu i-a spus, de astăzi nu mai poți practica comerțul. Și, dar ce era aici la Casa Albă? Casa Albă era o clădire unică care a aparținut a sfatului popular, să zic așa. Și acolo erau comercianți de elită, că nu era, era în centrul orașului. Și pentru că l-a revocat această practică, care nu s-a spus în scris, a venit cineva și a spus, domnule Weiss, de astăzi nu mai ai dreptul. Regret că acest comerț am practicat moștenind de la părinți și acum deodată nu mai am dreptul și nu mai am voie, îmi pare rău. Noi stăteam pe strada Luc Belot, care și astăzi, doctor Luc Belot,
Așa se numește strada după un chirurg de mare renume, care când a murit i-a dat numele străzii și a mai avut o casă pe Drăgălina, de unde era ieșire pe frontieră, către Petea. Această casă de pe Drăgălina, părintele meu, în 32, a donat comunității evreiești pentru școala Talmud Torah. Și când s-a înrăutățit situația, trebuia să declar averia și bijuteria, s-au spus locul unde să merg să declar. Am mers, am declarat două case și n-am declarat bijuterii, pe care foarte menețător doamna de acolo funcționară zice, două case și nicio bijuterie nu-i. Și atunci m-am dus acasă, m-am întors și am venit, mi-a dat formularul să declar și bijuteriile. Iar așa se proceda. Ne-a scos din casă, au venit o echipă, au luat o măsuță din casă cu scaune, s-au așezat acolo și ne-a chemat pe rând. Părintele meu și mama mea câte 56 de ani au avut. Și o spus la mama mea, dați-mi verigheta, știa că noi nu avem bijuterii, verighetele nu era obligatoriu să le depui. I-a dat verigheta și a spus la părintele meu, urmez dumneata verigheta. Zice, nu port verigheta, că pătura asta mai religioși nu poartă verigheta la credința, care are credința lui Moșe, deci convingerea ortodox mozaic. Și atunci acest domn a spus, o să vedem noi dacă ai avut ori nu verighetă. Și ne-am pornit, ne-a luat bagajele. Când am ajuns în poartă, încă o smuls un bagaj din mână și l-o zvârlit după poartă. Au încheiat poarta și ne-au pus să, câteva valize s-au pus pe căruță tras de doi boi și noi mergeam după căruță. Ghetto-ul s-a aflat în plin centru, în case. Nu se poate spune că a fost foarte rău față de alte ghetou care erau în aer liber. Noi am ajuns la o familie preten care aveau pe acest teritoriu, în acea Batorii, strada Batorii, casa lor și au spus acolo să mergem. Fiecare familie avea o casă mare, erau foarte instruiți, fabrică de bere, fabrică de spirit și ne-am instalat, pe care a început calvarul în ghetou, că s-a făcut o presiune pe oameni să vină să declară unde și-au pus averile, unde și-au ascuns. Și părintele meu a spus, pe mine o să mă facă praf pentru verigheta. Că mi-a spus clar, o să vedem noi. Și pe neașteptat, într-o dimineață, după o săptămână, toată lumea, primul transport, plecare, luați ce puteți și veniți în poartă. Și ne-am pornit pe jos și noi ne-am înghesuit repede, repede cu primul transport să nu ne găsească, să fie și torturat și pentru verigheta. Am pornit, ne-au dus pe gara, era, pot să zic, la satul mare, foarte aproape de Dan, ne-au adus pe drumuri ocolite să nu vadă publicul. Și am mers foarte mult timp, către seara am ajuns în gară, unde ne-au pus în vagoane 50-60 de oameni cu o găleată, cu apă și o găleată pentru nevoi. S-a lăcătuit vagonul și a pornit 4 zile într-una. La urcare ne-au spus că mergem la Kenyermezu, dar ajungând în Cașa, care acum e teritoriul, cred că ucrain, aparține Ucrainia, nu știu, ori cehilor numai și atunci au fost ocupat de unguri, au venit, până atunci ne-au condus jandarmii cu
cum îi spuneți, cocoș-tolos, pane de cocoș, și atunci au venit esesistii, mi-au predat și urcau și au spus că nimeni n-are voie să vorbească, să facă revoltă, pentru că imediat este împușcat. 4 zile ne-a costat drumul cu un calvar care nici nu sunt cuvinte să le descriu și nici nu am pretenție, pentru că nici eu nu cred. Cum se poate? Nici acum nu credeți că a trecut cumva minute? Nu, că am ajuns vârsta asta. Ce vârstă aveți acum? 85. Cum să ajungi vârsta asta când cu confort și cu toate binele se îmbolnăvesc și să stai acolo în 50 de oameni în picioare, că de stat pe jos, mai ales noi am căutat că au fost foarte mulți copii mici, că mamele cu acești copii mici să aibă un spațiu un pic mai mare. Și eu, care și astăzi îmi reproșesc, că eu am crezut că părinții mei sunt bătrâni, care acum văd că nu e adevărat, că la 56 de ani nu ești bătrân. Și părinții mei, că au fost orecumva foarte cult, nu cult, foarte cult și foarte așezat și foarte gândit, nu au scos un reproș, nimic. Tot timpul de mâncat n-am mâncat nimic, că n-am avut ce, că de băut. Mama era foarte pedantă, era, de altfel trebuie să vă spun că era fică de moșier cu 1000 de iugere din Ungaria și ea venea un profesor, stăteau la țară de vioară și de limb și așa. Și a văzut că toată lumea ia găleata și a spus mai bine moartea, eu nu beau nici un șlub de apă, n-a băut. Părintele meu s-a acomodat mai repede, el a băut câte, dar i-a venit de 2 ori rău și mama a spus, ce vrei, vrei să ne părăsești, dar nu vezi că avem pe fete alături, care părintele meu, oricât de incredibil, i-a spus, sunt convins și știu că mergem către moarte. Și eu vă cer scuze că sunteți. Nu se poate închipui eu așa o durere, care părintele meu avea doctorat din Talmud și avea diplomă de rabin, școală din Bratislava, care era cea mai înaltă școală din toată Europa și avea, v-am spus, diplomă de rabin, dar niciodată n-a exersat, că a făcut școală lumești, abia școală comercială și avea un comerciant de elită. În primul război mondial, el a distribuit pentru tot județul Satu Mare, toată alimentația, inclusiv apa care s-a dat pe porții și a fost pe paneu. Vai Zoltan, comerciant de elită, care nu și-a făcut bogăție, că era cu așa o responsabilitate și avea toată puterea să o facă, că toată alimentația a fost distribuită de el. Și ne-a spus că eu am învățat să știu, dar eu nu mă angajez la comunitate să am eu salar, să fiți voi verificați. Crepături am văzut că tot timpul părintele, că bărbații sunt mai altfel, zice, am ajuns și văd că femeile se duc într-o parte și bărbații în altă parte și strigau că tot bagajele rămân în vagon. Și au spus, no, fetelor, vă îmbrăcați cât se poate de mult cu toate haine și bluze și așa eram îmbrăcată și eu înfofoită toți că cu asta rămânem. Ne-a dat jos din vagon, pe care polonezii, care erau deja de mult în lager, au dirijat stânga, dreapta, fete, și se bătea în stânga, în dreapta, pe care așa
multe barfe îmbrăcate, pe mine m-au crezut că sunt sărcinată. Mi-au pus pe braț un copil. Pentru mine nu mi-a convenit că copilul nu avea nimic, era desculț și era fără numai o cămășuță. Și eu am spus, iată, uite, da. Dar l-am ținut în brațe, pe care a venit un alt polonez. Asta înseamnă, doamnă, vă rog, să fii condamnat la viață. O smuls copilul și i-o pus direct pe șine. Și am spus, domne, unde am ajuns noi? Dar copilul ăsta e pe șine, vine un tren și îl taie în patru. Și am luat-o pe mama la braț. Sora mea, în mare fofoială, a dispărut. Părintele meu a spus, aveți grijă de mama, că văd că noi ne despărțim. Mi-a sărutat și a plecat unde au fost dirijat. Mergeam cu mama până am ajuns la Mengele, sora mea niciunde. Mengele, văzându-mă așa îmbrăcată, și el a crezut că sunt însărcinată și nu se poate o politeță mai înaltă, cum mi-a adresat în nemțește și a spus Fräulein, bitte, sind Sie schwanger? Și care eu în sinea mea am spus, ce prost e asta, dacă e domnișoară, cum este schwanger? Dar așa, dar am spus, nein, ich bin überhaupt nicht geheirat. Atunci mi-a scos brațul de brațul lui mama. Era un gol, doamnă, vă rog, care nu veneau așa repede, repede după noi. A fost oarecumva un gol și a spus, lassen Sie die Mutter nach links, sie geht mit dem Auto und am Abend wird ihr sie begegnen. Sora mea nici. Ce înseamnă? Asta înseamnă, lăsați-o pe mama, că e în vârstă, o să merge cu mașina voastră pe jos și în seara vă întâlniți. Și mama mea era foarte frumoasă. O poză n-am, doamnă. Și ea îmbrăcată cu nu știu câte și fermoarul după fustă, avea un costum bleu cu dungi și s-a desfăcut fermoarul și își ridica fermoarul și uita după mine, parcă îmi reproșa și asta, eu nu mă pot scăpa de reproșul ăsta, că iată, uite, ai 6 copii și sunt singură, 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 că n-avem nimeni, nici sora mea nu a apărut, era un gol. Dacă eu fugeam după ea, nu mi s-ar fi întâmplat nimic. Și de atunci și până astăzi și până la ultima răsuflare o să-mi reproșez. De ce am lăsat să pleacă singură? Nu trebuia. Am ajuns în mulțime, a apărut și sora mea și a spus, uite că am reușit o sticlă de miere și luminările pentru vineri seara, că mâine am ajuns joi, e vineri seara. Să aprinde mama luminările și să le binecuvânteze. Ne-a purtat un drum și nu vă spun, cânta orchestra cu muzică clasică. Am ajuns în fața... Era o orchestră acolo? Era o orchestră, doamnă, dintre deținuți. Da, păi că, doamnă, vă rog, acolo s-a adunat oameni cu mai puțină școală, dar și până la cea mai înaltă școală. Da, orchestra aceea cânta anume ca să vă primească. Ca să ne ducă în eroare, că ce, unde am ajuns noi? Dar nu se poate închipui că e ceva periclitate unde te așteaptă orchestra. Ne-a băgat în clădirea aia unde scria baia. Erau dușuri și eram așa de epuizată, era un robinet cu apă păzit de un SS și scria apa este interzis să bei, Wasser verboten zu trinken. Eu nici de SS n-am ținut cont nici de nimic, era și un pahar, am băut 7 pahare de apă și am spus și dacă mă împușcă și cei, nu, odată mă satur cu apă. Nu mi-a spus nimic și pe urmă au dirijat tot ce avem pe noi să ne dezbrăcăm gol. Dar cum să te dezbraci gol când era plin de SS-iști? Și pe care a doua oră, deja foarte sever, imediat dezbrăcarea. Ne-am dezbrăcat, ne-au tuns, eu am avut coc.
pentru că deja înainte de ghetou toată lumea a căutat să fie cât mai retras, cât mai modest, n-ai avut poftă să te coapezi și să-ți faci. Și am făcut coc împletit. O mers, o intrat cu mașina de tuns, am crezut că îmi smulge și pielea. Și după ce și ne-a dezinfectat și ne-a pus sub duș cu apă rece, aia baie, zis baie, când am ieșit, nici prosop, nu nimic, ne-a dat niște barfe de îmbrăcat. Eu am avut o ținută de seară cu un pantofel scarpen, care dacă eram civil, era de minune, cu tocuri înalte, frumos, și rochia cu ornat cu sirec, dacă nu prea știți, dumneavoastră asta a fost la vremea lui Pasvan Techiorul, dar arătam ca niște demente. Eu nu m-am cunoscut-o pe sora. Când s-a apropiat, nu am cunoscut-o. Ea era ochelaristă, eu luat smuls ochelarii, nu vedea. Fiecare are povestea lui, da, și nu e poveste, din păcate, da. Dar eu zic că asta înseamnă 10 volume pentru fiecare. Și nici n-a spus totul. Da. Deci, ajungând aici, la Geislingen, acolo s-a construit tot un lagăr care n-a fost acolo niciodată, dar a fost un pic mai civilizat. În fața era paza SS-iștii și în curte mai jos erau blocurile unde stăteam noi, tot așa cu paturi ca la Auschwitz, însă în fiecare pat un singur om. Un singur om pe care și ne-a dat și o pătură, dar îmbrăcămintea au rămas același. Același cu dungi, o rochie cu dungi și când s-a făcut mai răcoare, ne-a dat și o jachetă din același material cu dungi. Munca s-a început la 6 dimineața, 12 ore zilnic, zi-noapte. Drumul către fabrică am făcut tot așa ocolită să nu ne vadă publicul din Geislingen. Și să nu ne vadă. Întâmplarea face că soțul meu, fiind el croitor de dame, a avut o colegă care i-a măritat fata, foarte curioasă viața, ajuns în Geislingen și mergeam în vizită la fată. Și am spus, doamna Sechei, mergeți la fabrica asta, eu n-am nicio pretenție, numai să vedeți unde am fost și să mai stați de vorbă cu actuala conducere, inclusiv primarul orașului. Și în fabrică a spus, aici niciodată n-a fost lagăr. Și eu am absolut dovezi înscris în original de la Zuchdienst, care au eliberat ei. Deci am spus, și acum iar s-a făcut o fabrică de mare renume, tot cu metal și cu altceva, e mare lux și atunci a fost foarte luxoasă fabrica. Și vă spun, la 10 oameni i-a dat un meșter ca să ne introducă, dar noi nu am fost instruiți nici la mașini și nici cu metal lucrând și nici tratamentul care l-am avut acolo. Eu am avut un meșter 70 de ani, plângea când n-a văzut nimeni, că n-a avut voie să aibă compasiune. Cum adică cu ăștia, cu gunoaiele ăștia? Eu, efectiv, lucrând, nu ultima dată am ajuns la V2, înainte tot am avut o muncă de mare importanță, la prima mașină la intrare, la intrare în fabrică. A fost un afiș care eu l-am citit zilnic, eu am învățat nemțește, că la unguri limba străină n-a fost franceză, engleză, era germană. Și de altfel am avut și o domnișoară, că la satul mare foarte mult șvab a fost, și la grădiniță germană eram. Toate poeziile le-aș spune și astăzi, din grădiniță. Deci, pe afiș era asta, nu pentru noi, încă pentru înaintașii care au fost oameni din orășel. Manus nur willen, daran glauben, am wir des gelungen. Înseamnă Graf Zeppelin.
asta a fost un citat de Zeppelin, înseamnă că nu trebuie să vrei și să crezi și atunci reușești. Nu sunt de acord că nu este adevărat. Că n-am vrut noi ce s-a întâmplat, niciunul, și totul s-a întâmplat. Deci Zeppelin a vrut să descopere cum știm noi Zeppelin, el a reușit. Dar asta zilnic l-am citit la intrare și am fost împărțit 10 oameni la un meșter. Meșterul meu a fost un om de minune, avea 70 de ani, se numea Feller. De Sfânta Noapte de Crăciun am lucrat. Și Feller ăsta la 70 de ani a spus, cum să ne ajută Dumnezeu dacă ne pune să muncim în Sfânta Noapte de Crăciun? Singurul repaus a fost pentru echipa care urmea a doua zi în cursul zilei, atunci a fost repaus, iar s-a pornit. Deci prima zi de Crăciun, ziua n-am lucrat și noaptea deja mergea echipa la lucru, pe care Feller foarte, foarte revoltat a fost. Așa, de ce ești aici? Zic, cum adică, de ce sunt ceilalți? Pe care au spus ceilalți jedan. Dar eu, ești un blestemat de comunistă. Să nu-mi spui mie că ești evreică, dar cum adică, ai o înfățișare de arie ca orice alt arian și nu există, ești comunist și de atunci mi-o pus șaua pe mine și mai rău ca și pentru ceilalți că sunt comunist. Dar n-am fost, dar asta nu puteam eu să dovedesc că am fost ori n-am fost, că n-am fost comunist. Nici așa am trăit și acest 50 de ani, odată n-am scos pe nume tovarăș. Că la mine nu sunt tovarăș, era doamnă și domn. Și niciodată, nici secretarul de partid nu aparține, nu s-a supărat că i-am spus domnule secretar, că după mine e mai civil. Cum adică tovarăș? Ce știu eu ce tovarășie are ea? Și nu am acceptat nici copii. Aici, la acest Geislingen, ne-a dat o hrană de foarte proastă calitate, dar totuși eram sub acoperiș și în fabrică, și în blocuri unde am fost cazați. Asta e alt calvar. Doamne, vă rog, alt calvar de nescris. Și am mai avut niște neplăceri, nu numai pentru că mi-au declarat că sunt comunist, pentru că am avut o doamnă sătmăriancă care era de la Vatra Dornei, făcea Lotte Drach, o chema, polac, măritată polac, profesoară de engleză cu filologia din Liverpool. Vă închipuiți o inteligență, dar era satmăreancă și eu ne-o luat sub ocrotirea ei. Dar n-a putut să ne ocrotească pentru că avea o înfățișare care oricum era în zdrențe, nu s-a putut ascunde. O bătea zilnic, difră o avocat, că a spus că e avocată. N-a fost, era profesoară de engleză și o bătut-o zilnic, că nu i-a putut suferi, că au o inteligență superioară care au fost la noi. Eu cred că, în afară să numără până la 10, nu știa nimic. Erau foarte simplu, femeile ăștia SS-iști și bărbații la fel. Și pe mine m-au vrut să mă pun în birou, dar dat fiind că eu n-am slăbit un gram, 56 de kilograme am intrat, cu atât m-am eliberat. Tot mi-a spus Didiche, soră mea avea 30 de kilograme, cu același regim de viață. E adevărat că zi, noapte a plâns că e foame. Eu n-am scos odată. Zic, de ce să mă tot, să mă frământ, mi-e foame, mi-e sete, că n-am de unde. Nu se poate. Nu mi-e foame și nu mi-e sete. Și fac până pot și dacă nu-mi pot, nu-mi pare rău, nu-i viața, nu mă zbat pentru supraviețuire. Care trebuie să vă spun, asta, în afară de apară în film, ori nu apară,
dumneavoastră acum porniți în viață și Domnul la fel. Nu există și n-a fost nimeni niciodată deștept, numai norocos. Condamna la moarte ori la viață e același lucru dirijat de sus. În ziua de Crăciun v-am spus că numai atunci nu s-a lucrat, eu urmam să lucrez seara, dar șeful, Oberschaffurer, îi spunea de rang înalt, a spus să iasă toată lumea în curtea lagărului, în formă de L. Era un ger și o zăpadă până în genunchi, el era în bucătărie încălzită, caldă și bine și ne-a dirijat să cântăm colinde de Crăciun. Într-o clipă i-a venit gândul să vină la, să verifice dacă cântă toată lumea. Nu, înainte era o cântăreață de la opera din Varșovia, o solistă. I-a dirijat să vină în față și să cântă aria din Evreica de Halevi. Săraca a început să cântă, dar a muria gura, dar nimeni n-a auzit nicio voce. I-a lăsat în pace și să cântați Stille Nacht și Heilige Nacht. Asta, eu toate le știam, dar eu de cântat n-am cântat. Doamnă, vă rog să mă credeți că așa a fost și asta e adevărul. Am stat al cincilea, cele trei surori în față, sora mea în fața mea, că am mai fost pus la încercare când ne-au selectat. Și eu știam că sora mea nu numai că era mai mare cu 5 ani, dar nu era așa, era mai îndrăzneț. Stăteam al cincilea, vine Oberschaffurer, ajunge la rândul nostru și vede că nu îmi deschid ura. Singen înseamnă cântă. Eu, bineînțeles, el de rang înalt, eu o roabă să-i spun că nu cânt, dar mi-am închis gura și mai bine. I-o dat cu spatele sora mea să închepe între mine și el și punea mâna pe baionet și o spus, Singen verfluchte, blestemată, cântă. Doamnă, vă rog, am doi copii și minunați. O să vă prezint de la copilul meu, că am carte de vizită. Am spus, Doamne, păzește sora mea, o să sufără, dar imediat mă împușcă, dar ce-mi pasă mie? Dar zăpada asta maculată o să fie roșii de sânge. Nu-mi pare rău, de ce să mă lupt eu pentru viață? Nu mă lupt pentru viață și nu cânt. Măcar atâta să rămân cu șirea spinării dreapta. M-a poruncit, m-a dirijat, m-a înjosit, dar nu când să mă taie în patru. Tot mai aproape și răsufla în fața mea, blestemată, cântă! Nu. O plecat. Știți de ce? Ca să fiu astăzi aici și să mă declar toate ăștia și am fost condamnat la viață. Pot să zic zilnic cu câte ceva de încercare, că nu știu cum să vă spun, n-am putut suporta înjosirile, acește maxime înjosire, când odată când a venit inspecția în fabrică, mi s-a adresat domnișoară. Eu nu m-am întors cu spatele, vroia să află cum mă descurc, ce fac și nu l-am răspuns. Hai, nu îl atingeți. Și m-a atins de umăr și m-am întors cu fața și am spus, iertați-mă, dar eu nu sunt domnișoară, eu sunt roba cu numărul 20.998 și sora mea 20.910. Asta ni adresa, asta ni numele și de aia nu v-am răspuns. O stat de vorbă cu mine pentru că atunci încă foarte cursiv vorbeam german și am stat așa până în, nu până în mai, nu, aproape în sfârșitul lunii martie, pentru că fabrica n-a mai avea cu ce să ne hrănească, cu hrana aia mizerabilă, dar nici asta n-a avut. Și n-a avut materie primă. Deloc nu mai aveau nimic
Și degeaba au venit și mi-au spus zilnic că V2 este descoperit un armament care dacă îl dai din München ajunge direct la New York și avem războiul câștigat. În fiecare zi ne-a spus pastila asta, ai grijă ce faci, că dacă strici o bucată de materia primă, ești mortă. No, asta pe mine nu m-a speriat deloc. Deci în martie ne-a spus în colonarea, ne-a scos din lagăr și ne-au învagonat tot așa înghesuiți cum am ajuns la Auschwitz. Și pentru că a fost, la început v-am spus, un domn între noi din Budapesta, ei au văzut că cine-s mai în vârstă, șeful trenului l-a chemat și a spus, uite, asta-i porunca, că fiecare deținut, fiecare rob primește un sac de hârtie, se bagă în sacul de hârtie și ori foc, ori împușcătură pentru fiecare, nici un supraviețuitor nu există. Pe care el a spus, domnule, eu fac sabotaj trenului, dar dumneata mă salvezi pe mine, eu vă salvez 1000 de suflete și dumneata pe mine. N-a spus pe ceilalți tovarăși să fie salvați și ei. Ei stăteau în vagon, dar în vagoanele noastre, deci unde erau deținuții, era o bancă unde stătea 3 SS-ist. Ei au mai avut de mâncare, dar de mâncare vai de capul lor. Noi nu, eram căliți de foame și nu mai avem revoltă, nu avem ce mânca, nu avem să ne spălăm. Așa nici nu s-a mai pus în discuții. Sacile s-a despărțit, dar nu ne-a spus cu ce scop, asta am aflat după ce ne-am eliberat. 4 zile tot o sabotat, o mers o oră trenul, 4 ore o stat, o mers 2 ore trenul, o zi o stat și am ajuns într-un oraș unde era oraș de Crucea Roșie. Pe fiecare acoperiș era Crucea Roșie și a apărut o echipă care a spus la șef, domnule, eu vreau să împart pentru rob pachete de alimente. Vă dau și dumneavoastră, dar nu dau pachetele pe mâna dumneavoastră. Noi le împărțim pentru fiecare. 5 kg avea un pachet care toate bunătățile care există în lumea asta era înghesuit în pachetele alea, dar deja așa ne-am încălit cu foamea, că eu nu m-am apucat ca și alții că să mă fule cu tot ce se găsește acolo. Restul care a început să mănânce, eram deja cum să afon în față de mâncare. Da. Și sora mea, ea ar fi vrut, dar eu n-am lăsat-o. Și au murit din cauza asta. Au făcut o dezinterie care le-a terminat și așa era la capătul puterilor. Deodată, într-o dimineață, după 4 zile, ne-am eliberat noi în 30 aprilie. Și a apărut armata americană. Au urcat, au deschis trenurile, le-au coborât pe SS-iștii, ne-au spus, acum răzbunare, dați în ele, faceți ce vreți. Noi, adică eu, am spus, eu nu mă murdăresc cu ele, răzbunare poate să fie pedepsit de sus, dar eu nici un dar n-am spus, ne-am coborât și asta a fost la Tutzing, la Feldafing, într-un sat în Bayerin, lângă München. Ne-a pus în casele oamenilor și doamna asta, Lotte Drach, măritată polac, soțul a fost inginer, și, dat fiind că avea engleză la bază, comandantul o chemat-o și o spus să fie translasar, că era... Să fie traducătoare. Da, pentru el și pentru locuitorii orașului, că s-a făcut stare de urgență, nu le-a lăsat să iasă din casă, dar a fost cazuri de nașteri, bolnavi și totdeauna a fost chemată la comandament ca să traducă.
În acest orășel am stat, să zicem, o săptămână, două. Doamnă, vă rog, nici atunci, eu nu m-am apucat, nici n-a fost ce, de fapt, să te apuci și să te mănânci. Am luat apă să ne spălăm amândoi, și sora mea și cu mine și cu doamna Polac. Noi trei stăteam în casa asta. Toate barfele am aruncat prin geam și m-am urcat în casă și am scos din dulap ceva îmbrăcăminte pentru toți trei și ne-am îmbrăcat. Și ce era în casă? Era numai lapte bătut și cartofi. Și am făcut cartofi, le-am fiert și cu lapte bătut. Dar alții s-au dus și au prins câte o găină, l-au tăiat și s-au înfulecat. Toți cădeau ca muștii. Ca muștele cădeau după ce au fost eliberați. Pe urmă ne-a strâns de acolo din Tuțing și ne-a dus tot sub ocupația americană. Era Felda Fing. Era o ținută geografic spus, mai frumos nu se poate închipi. Asta a fost Elisabeta Regina, acolo își petrecea zilele de vară, plin cu braz, cu lacuri, cu... nu se poate descrie ce frumos era. Și acolo ne-au cazat în clădirile pentru Hitlerjugend, deci tinere, care a fost confort, foarte confort, cu băi și cu... și tot mâncare de la cazan, dar mâncare nutritivă, foarte bună, cu carne, cu de toate, dar o singură farfurie n-a fost de unde, fie să fi fost armata americană, n-a fost de unde, că n-aveau nemții. Și la acest fel de-a fiind, am stat până în... deci ne-am eliberat în 30 aprilie și la Satu Mare am ajuns în 15 septembrie. 1945. Da, pe care ne-a liberat pașapoarte șeful acestui lagăr, spus lagăr, că a fost lagăr, numai cu oameni liberi, care era un american pe numele de Schmidt. Un capitan cu rang și ne-a spus, unde vă întorceți? Dar aveți voi demnitate, mergeți de unde v-o scos și de unde v-o șutit, așa murdar cum v-o șutit, dar cu speranță că numai acasă, unde am avut noi domiciliu cu toți neamurile, să ne întoarcem, să ne mai vedem cu fratele meu care a fost la muncă forțată. Și am sperat și atunci am pornit către Satu Mare și am ajuns în 15 septembrie la Satu Mare și a început viața. La Cluj cum ați ajuns? Doamnă, vă rog. Când ați devenit clujancă? Din 1946. Dacă vreți, eu vă spun un lucru. La etica iudaică scrie trei porunci cele mai importante. Apărarea văduvelor al orfanilor și vizita la bolnavi. Și este o zi când se postește la dărâmarea Lăcașului Sfânt. Asta e vara. Și 6 zile de postit avem, din care eu 3 am postit toată viața, dar unul numai de când ne-am întors, că s-a făcut postul dintr-o zi de post care a existat, dar nu s-a dat mare importanță. Rabinatul mondial a spus să fie post pentru cei determinați în lagere, de atunci 4 zile postesc și posteam în această zi la dărâmarea templului și am spus, eu mă duc la spitale să văd oamenii care sunt și mai nenorociți ca mine, să vedem. Și ne-am dus pe jos, am mai venit și alte fete și soră mea să vedem bolnavi la spitale și acolo a fost fostul meu soț. Și am spus, vezi că se adevărește. L-am vizitat bolnavul și am găsit un om. Doamnă, vă rog, să poftiți odată la mine, că o să vedeți minuni. S-a stins de un an jumate și în Canada s-a transmis Requiemul Mozart prin satelit. Și eu spus, Lordul,
a dispărut lordul. Era un om, toată lumea mi-a spus, dar cum l-ai acaparat? Nu l-am acaparat deloc. În clipa asta, cum el coborat pe trepte și a fost o echipă de fete, nu știu câți am fost, el a spus pe trepte, pe fata asta, dacă reușesc, o iau, dacă nu, nu mă însor niciodată. Și asta este, vedeți, dirijat de sus, dar răsplata a fost. Și asta am practicat tot timpul. La fiecare bolnav, am fost la patul bolnavului, nu exista, puteam să fiu jumătate mort, dar el este și mai rău că stă legat de pat. Și am văzut că este adevărat, trebuie să ștergi lacrimi, că așa este prescripția.